Deputatul PSD, hunedoreanul Ilie Toma, a participat la comemorarea lui Iancu de Hunedoara ce a avut loc ieri în municipiul de Becerna. Parlamentarul a declarat că ar trebui cu toții să învățăm din ce a lăsat ca moștenire Iancu de Hunedoara. Prin faptele, eroismul, buna educație și tot ce s-a întâmplat la vremea respectivă acum 568 de ani, Iancu de Hunedoara, Ioan de Hunedoara, cum se mai numea, Iancu în sârbește, a demonstrat că puțini oameni de la istoria omenirii, de când începe istoria omenirii, au atâtea calități și atâta dorință pentru cei din jur de a fi liberi. Pentru că, la cel mai serios mod, stăm să ne gândim, aici în Balcani s-a dat lupta supremă pentru apărarea creștinătății în Europa și în lume. Lupte se mai dau și acum pentru apărarea creștinătății, dar cu toții sper să învățăm din ceea ce ne-a lăsat ca și moștenire Iancu de Hunedoara, din ideea de a fi liber, dar cu credință în Dumnezeu, cu dorință de a ajuta pe cel din jurul tău și a nu face nimic care să rănească pe ceilalți de o seamă cu tine. Mă gândesc de multe ori, însuși sultanul Mehmet al II-lea, cu care a dus bătălia și l-a bătut Iancu de Hunedoara pe sultan, la câteva zile mai târziu, chiar dacă au fost dușmani și chiar sultanul remarca acest lucru, chiar dacă mi-a fost dușman, regret că acest om a murit, pentru că sunt puțini oameni sau deloc care s-au născut până acum în istoria omenirii și să aibă anvergură lui Iancu de Hunedoara.